Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi am să vă arăt o companie care dorește distribuirea unui dividend cu un randament de 7%. Este vorba despre Foraj Sonde ESA Videle, care a anunțat completarea ordinei de zi a AGA, ce va avea loc în data de 17 a, 8 a 2023. În acest sens, solicitarea acționarului majoritar Rai cu Sever Florin. Se completează ordinea de zi cu propunerea de dividend în suma de 10,19 milioane de ron, rezultând o valoare de 0,9 ron pentru fiecare acțiune, raportat la prețul de închidere din 26 a 7 a 2023, randamentul acestui dividend se ridică la 6,92%. Data de înregistrare propusă este 15 a 9 a 2023, în timp ce data plății dividendelor este 29 anua 2023. Așa cum v-am spus și în videoclipurile anterioare, sunt în fața voastră pentru a vă ajuta să faceți bani la bursă, pentru a vă arăta companii care să investiți, pentru a vă lua și voi diverse dividende, evident unele cu randamente mai bune, unele cu randamente mai mici, dar până la urmă este decizia voastră în ce companii vreți să vă investiți banii. Iar dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri de genul, vă recomand să intrați pe playlistul meu numit investiții unde aveți acolo toate videoclipurile de care chiar aveți nevoie, iar dacă sunteți la început cu bursa, vă vor ajuta foarte foarte mult pentru a face bani într-un mod mult mai rapid. Pentru această companie treaba asta puțin diferit, de foarte puțin timp a început să crească foarte, foarte mult de aici, de la 9 lei, ne-am dus către 13,1, deci o diferență de 4 lei. Este destul de bine pentru această companie, mai ales că au semnat un contract împreună cu OMV Petrom, ceea ce îi ajută atât pe cei de la OMV Petrom cât și pe aceștia. Deci ambele companii vor fi foarte bune dacă doriți să investiți în ele. Acum dacă vă întrebați care au fost dividendele plătite de această companie, le aveți aici în partea dreaptă, adică randamentele, în anul 2022 au distribuit un dividend cu un randament de 14,5%, un randament foarte mare și foarte bun, în anul 2019 un randament de 9%, în anul 2016 un randament de 18%. Dar mare, mare atenție pentru că nu distribuie dividende în fiecare an. Dacă ne uităm pe o perioadă mai mare de timp, această companie din 2013 și până în prezent a făcut diverse lucruri. A crescut de la valoare de 3 lei Până pe la 18 lei, după aceea a scăzut până la 7, ceva, 7,5 să spunem lei, a crescut din nou până pe la 18 lei, a scăzut din nou până pe la 4,5, iar acum a crescut din nou până pe la 13,1. Mă aștept cu acest dividend ca prețul pentru această companie să crească. Eu nu cred că o să intru în această companie, deoarece deja Startul s-a dus, adică ar fi fost o oportunitate foarte mare și o decizie foarte bună să investesc în această companie, dacă aș fi aflat când prețul era pe la 9 lei, dar în acest moment este mult prea târziu, este mult prea sus din punctul meu de vedere, pentru mine poate voi aveți altă părere. Acum am să încerc să mă pregătesc pentru următoarele dividende pentru anul 2024, așa cum v-am spus și în alte videoclipuri. Încerc să acumulez cât mai mult BRD. Pentru că este pe primul loc în acest moment pentru mine și sunt convins că aș putea să-mi iau un dividend destul de mare cu un randament foarte bun anul viitor dacă investesc acum când prețul este destul de jos. Și de ce vă spun că este destul de jos? Pentru că este o diferență destul de mare de vreo 7 lei de la 14 până pe la 21. Eu zic că merită să investim în BRD, mai ales că zic eu că în timp o să creștem treptat așa cum am făcut și anterior. După aceea avem pe cei de la RomGaz în care cred destul de mult, mai ales cu proiectul acesta Neptun. După părerea mea, cred că vor genera foarte mult profit atât ei cât și OMV Petrom, dar cât și Transgaz și cel mai probabil ne vom lua foarte mulți bani de la aceste companii, asta în cazul în care vor dori să distribuie din profitul pe care l-au făcut. Încă o dată vă reamintesc chestia asta pentru că este și uh, ea foarte importantă. Despre sfera Francis Group vă pot spune că în acest moment a crescut cu 4,4%, astăzi este joi când filmez eu, suntem la un preț de 20,2 RON. Vreau să vă arăt puțin graficul pentru că este foarte, foarte important să vedeți și voi cum aproape s-a dublat în decursul unui an. Mai avem puțin, dar a crescut foarte, foarte mult, foarte, foarte mult. Eu v-am vorbit de această companie încă de la începutul anului. Pe cei ce au investit în ea îi felicit. În acest moment ați făcut un profit destul de bun. Este decizia voastră dacă vreți să vă luați profitul sau dacă vreți să mai așteptați pe un termen mai lung, pentru că în acest moment sunt persoane care poate investesc pe un time frame mai mic, de exemplu, poate pe jumătate de an, un an, pentru a-și lua un profit de 50-60%, adică aprecierea companiei, iar după aceea vând și investesc în altă companie sau cealaltă jumătate care investește pe termen lung pe 5, 10, 15, 20 de ani și nu interesează dacă acțiunea a crescut cu 50% sau cu 200%, îi interesează doar să vadă peste 5, 10, 15, 20 de ani cum arată portofoliul lor. Iar în tot acest timp să acumuleze acțiuni la diverse companii. Așteptați-vă ca în anul 2024 această companie în momentul ăsta, la cum se prezintă, să distribuie un dividend nici nu știu ce să vă spun. Dacă distribuie un dividend cu un randament de 5%, noi vom lua un randament mult mai mare pentru că am investit când prețul era 12, 13, 14 lei. Deci, gândiți-vă și la chestia asta. Randamentul din anul 2024 nu va fi egal cu randamentul vostru, dacă ați investit acum în anul 2023. Și fiți atenți la data când s-a calculat acel randament la prețul la care era acțiunea, pentru că și asta este important. Pentru astăzi, cam astea au fost informațiile pe care am dorit să vi le ofer. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, scrieți în părerea voastră în comentarii și până data viitoare nu mă rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!